Autoritățile au decis. Cardul Național de Sănătate devine obligatoriu de la 1 mai. Până atunci, de la 1 februarie, vor funcționa ambele sisteme. Vor funcționa în paralel cele două sisteme, adică sistemul actual, cel vechi, care va deveni vechi, da? Și sistemul nou, pe baza Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate. Aș vrea să liniștesc asigurații din județul Prahova, pentru că numai asigurații în vârstă de peste 18 ani vor primi acest Card Național de Asigurări Sociale de Sănătate, adică s-au prezentat și persoane care nu erau asigurate și solicitau acest card, țin să comunic că doar persoanele asigurate în vârstă de peste 18 ani vor intra în posesia acestui Card Național de Asigurări Sociale de Sănătate. Pentru județul Prahova au fost imprimate aproximativ 529.000 de carduri, din care, prin poșta română, au fost distribuite 96,5%. Restul de 19.000 au fost predate Casei de Asigurări de Sănătate Prahova. Așa că persoanele care încă nu au intrat în posesia lor pot verifica existența și le pot ridica deocamdată de la CAS. Nouă ni s-a părut cel mai logic faptul că aceste carduri să fie distribuite prin medicul de familie, pentru că este anormal să plimbăm o persoană asigurată, dacă este și în vârstă, de undeva de la Azuga, să zicem, da, să vină la reședința de județ în Ploiești, tocmai în Ploiești, dus întors acest drum, să știți că există persoane pentru care contravaloarea acestui transport reprezintă ceva. Și noi ne-am gândit că dacă medicii de familie, și să știți că o parte dintre dânși ar fi dispuși, cel puțin din Prahova, să distribuie aceste carduri returnate, ar fi vorba de câteva zeci, câteva sute de fiecare medic de familie. Din 9 ianuarie până în prezent, aproximativ 750 de persoane și-au ridicat singure cardul de la CAS Prahova, dar deținerea lui nu înseamnă că prahovenii știu deja 100% și la ce folosește. Ați primit cardul de sănătate? Da, am primit. Știți să-l folosiți? Nu. Deocamdată n-am fost la doctor cu el, a zis că să mă prezint cu el la 1 februarie. Ați primit cardul de sănătate, doamnă? Am primit. Știți ce trebuie să faceți cu el? Știu ce trebuie să fac cu el. Normal. Merg la medicul de familie, merg la farmacie, merg în alte... De când devine valid? Cred că de la 1 mai. Printre prahovenii care au dreptul legal de a beneficia de aceste carduri, sunt și unii cărora încă nu le-au fost emise din cauza unor erori din sistem sau pentru că au împlinit 18 ani în ultimele luni. Oricum, procesul de imprimare este unul dinamic și nimeni nu va rămâne fără cardul de sănătate.